Bună ziua tuturor și bun venit la o nouă lecție de matematică! Astăzi, la lecție, vom repeta și aprofunda cunoștințele la tema numere zecimale, numere zecimale periodice. Vom începe lecția de azi cu o problemă simplă. Știți voi oare câți lei reprezintă 2750 de bani? 2750 de bani reprezintă 27 de lei 50 de bani sau 27,50 lei. Numărul 27,50 este număr zecimal. Numărul 27 întregi, 516 miimi, este alcătuit din partea întreagă, 27 și 516 reprezintă partea zecimală. În numărul 251 întregi și 3164 zecimi de miimi, partea întreagă este 251, care este alcătuită din unități, zeci, sute. Partea zecimală, la rândul său, este alcătuită din zecimi, sutimi, miimi, zecimi de miimi. Ce numere zecimale cunoaștem? Numerele zecimale finite sunt numerele care au un număr finit de zecimale, de exemplu 0,4 sau 5 întreg și 2 zecimi. Numerele 0 întreg și 3 în perioadă, 6 întreg și 6 în perioadă reprezintă numere zecimale periodice simple. Perioada fiind reprezentată în paranteze. 0 întreg, 8 zecimi și 6 în perioadă este număr zecimal periodic mixt, exprimat de partea întreagă, partea neperiodică urmată de perioadă. Orice număr întreg poate fi scris sub formă de număr zecimal. De exemplu, 9 este 9 întreg și 0 zecimi. Minus 14 este minus 14 întreg și 0 zecimi. După ultima zecimală putem scrie oricâte zerouri dorim. 37 întreg și 8 zecimi egal cu 37 întreg și 800 miimi. Sau, dacă e nevoie, putem adăuga un număr nelimitat de zerouri. Pentru a transforma o fracție în număr zecimal, vom împărți numărătorul fracției la numitor. De exemplu, 32 împărțim la 15. 15 se cuprinde în 32 de două ori. 2 mulțit cu 15 este 30, îl vom scădea din 32. 32 minus 30 face 2. Știm că putem adăuga, după ultima zecimală, oricâte zerouri dorim. De aceea, coborâm un zerou. 15 în 20 se cuprinde o dată. 1 mulțit cu 15 este 15. Efectuăm scăderea, obținem 5. Coborâm iarăși un zerou. 50 împărțit la 15 este de 3 ori. 3 mulțit cu 15 face 45. 50 minus 45 este 5. Și observăm că obținem același rezultat. Coborâm iarăși un 0 și obținem 50. Știm deja, rezultatul este iarăși 3. Ținând cont de faptul că putem adăuga oricâte 0-uri dorim, vom obține o infinitate de numere. Deci, 32 pe 15 este egal cu 2 întreg, o zecime și 3 în perioadă. Numerele zecimale periodice sunt numere zecimale infinite. Orice număr zecimal poate fi scris univoc sub formă de fracție ireductibilă. Numerele zecimale finite pot fi scrise ca fracție în felul următor. Înscrierea numărului zecimal sub formă de fracție la numitorul fracției scriem atâtea zerouri câte zecimale sunt după virgulă. De exemplu, 0 întreg și 5 zecimi este 5 pe 10. 2 întreg 75 sutimi este 275 pe 100. Iar 1 întreg și 8 zecimi de miimi este egal cu 1008 pe 10.000. Transformarea numerelor zecimale periodice simple în fracții. Dacă numărul zecimal periodic simplu are 0 întregi, atunci el se transformă într-o fracție al cărei numărător este perioada numărului zecimal periodic simplu
și al cărui numitor este un număr natural format din atâtea cifre de 0, cât de cifre are perioada numărului periodic simplu. De exemplu, 0 întreg 6 zecimi. La numărător scriem cifra 6. La numitor scriem atâtea cifre de 9, cât de cifre are perioada numărului, adică 1. 0 întreg și 23 în perioadă. Scriem ca 23 pe 2 de 9, adică 99, fiindcă sunt două cifre în perioadă. Dacă numărul zecimal periodic simplu are întregul diferit de 0, atunci el se transformă într-o fracție care se obține prin adunarea părții întregi cu fracția obținută în urma transformării părții zecimale a numărului zecimal periodic simplu. De exemplu, 5 întreg și 23 în perioadă este 5 întreg plus 0 întreg și 23 în perioadă, care se transformă la rândul său în 5 întreg plus 23 pe 99 și egal cu 5 întreg și 23 pe 99. Transformarea numerelor zecimale periodice mixte în fracții. Dacă numărul zecimal periodic mixt are 0 întregi, atunci el se transformă într-o fracție a cărei numărător este diferența dintre numărul natural exprimat de partea neperiodică, urmată de perioadă, și numărul natural neperiodic, și numitorul este un număr natural format din atâtea cifre de 9, câte cifre are perioada, urmate de atâtea cifre de 0, câte cifre are partea neperiodică. Pare foarte complicat, să vedem pe exemplu. 0 întreg, 5 zecimi și 67 în perioadă. La numărător vom avea diferența dintre numărul din partea de după virgulă, adică 567, minus numărul neperiodic, adică 5. Iar la numitor scriem atâtea cifre de 9, câte cifre sunt în perioadă, adică 2, și atâtea zerouri câte cifre neperiodice avem, adică 1. Și obținem 990. Efectuăm scăderea și obținem 562 pe 990. Dacă numărul zecimal periodic mixt are întregul diferit de 0, atunci el se transformă într-o fracție care se obține prin adunarea întregului cu fracția obținută în urma transformării părții zecimale a numărului zecimal mixt dat. De exemplu, 2 întreg și 2 întreg și 3 zecimi, 45 în perioadă este egal cu 2 întreg plus, transformăm partea fracționară. Deci avem 345 minus partea neperiodică 3 supra lui 990, deoarece avem două cifre în perioadă și o cifră neperiodică. Obținem 2 întreg, 342 pe 990. Să exersăm. Scrieți sub formă de fracție numerele reprezentate mai jos. Și primul număr, 0 întreg și 39 sutim, este egal cu 39 pe 100. Este număr neperiodic, deci împărțim la 1 urmat de atâtea zerouri câte cifre avem după virgulă. Minus 3 întreg și 14 zecimi va fi egal cu minus 314 pe 100. Simplificând prin 2, obținem minus 157 pe 50. 0 întreg și 8 în perioadă, deoarece este număr periodic simplu, la transformare vom împărți 8 la 9, la 8 supra lui 9, o cifră, deoarece avem o cifră în perioadă. Numărul ce urmează, minus 7 întreg și 13 în perioadă, observați că perioada este alcătuită din două cifre, deci vom împărți respectiv la două cifre de 9. Obținem minus 7 întreg și 13 pe 99. Următorul număr este un număr mixt, alcătuit din partea zecimală atât periodică cât și neperiodică. Deci obținem 12 întreg și toată partea de după virgulă, adică 345 minus partea neperiodică 3 supra lui 990 și este egal cu 12 întreg 341 pe 990. Următorul număr este minus 7 întreg,
06 sub timp și 513 în perioadă. Egal cu minus 7 întreg, 6513 minus 6 supra lui 99.900. Ați observat că am scăzut 6, dar la numitor avem două zerouri, fiindcă sunt două cifre neperiodice după virgulă, necătând de ce cifră este. Obținem ca răspuns minus 7 întreg, 6507 pe 99.900. Să generalizăm. Pentru a aduna două numere zecimale cu același semn, adunăm modulele celor două numere, rezultatului îi atribuim semnul numerelor. De exemplu, minus 17 întreg și 49 sutimi plus minus 67 întreg și 18 sutimi este egal cu numerele, au același semn, deci se adună modulele numerelor, iar semnul se păstrează, rămâne neschimbat. Deci, pentru a aduna două numere zecimale, partea întreagă se scrie sub parte întreagă, virgula sub virgulă, parte zecimală sub parte zecimală. La adunare, obținem 84 întreg și 67 sutimi. Pentru a aduna două numere zecimale cu semne diferite, din modulul mai mare scădem modulul mai mic. Rezultatul îi atribuim semnul numărului cu modulul mai mare. Minus 12 întreg și 36 sutimi plus 37 întreg și 11 sutimi. Aflăm modulul numărului minus 12 întreg și 36 sutimi și modulul numărului 37 întreg și 11 sutimi. Observăm că modulul numărului 37 întreg și 11 sutimi este mai mare. Deci, vom scădea din numărul mai mare, numărul mai mic, iar rezultatului îi atribuim semnul numărului mai mare, numărului din care am scăzut. Un alt exemplu. 2 întreg și 85 sutimi plus minus 17 întreg și 40. Dacă comparăm modulele acestor două numere, observăm că modulul numărului minus 17,4 este mai mare decât modulul numărului 2 întreg și 85 sutimi. De aceea vom efectua scăderea din numărul 17,4 minus 2,85, iar rezultatului îi atribuim semnul minus, fiindcă numărul 17,4 este un număr negativ. Obținem ca urmare minus 14 întreg și 55 sutim. Pentru a scădea două numere zecimale cu același semn, adunăm descăzutul cu opusul scăzătorului. Minus 17 întreg și 49 sutim minus minus 67 întreg și 18 sutim este egal cu. Deci primul număr rămâne neschimbat, minus 17 întreg și 49 sutim, și în loc de minus adunăm opusul lui minus 67 întreg și 18 sutimi. Deci obținem plus 67,18. Obținem adunarea a două numere cu semne diferite. Folosim regula descrisă anterior. Deci din numărul cu modulul mai mare vom scădea numărul cu modulul mai mic. Din 67,18. Am scăzut 17,49 și la rezultat atribuim semnul numărului mai mare din care am scăzut. Am obținut 49 întreg și 69 sutimi. Minus 1 întreg și 947 milimi minus 813 întreg și 6 sutimi. Adunăm descăzutul, deci minus 1 întreg și 947, cu opusul scăzătorului, cu minus 813 întreg și 16 sutimi. Am obținut că trebuie să adunăm două numere cu același semn. În acest caz, numerele se adună
Și rezultatului se atribuie semnul minus. Adunăm două numere cu același semn. Obținem ca urmare minus 815 întreg și 7 miimi. Deci, minus 29 întreg și 16 sutimi, minus 483 întreg și 15 sutimi. După regulă, adunăm descăzutul, minus 29 întreg și 16 sutimi, cu opusul scăzătorului. Deci cu minus 483 întreg și 51 sutimi. Iar și am obținut că adunăm două numere cu același semn. În acest caz, numerele se adună și semnul se păstrează. Rezultatul este minus 512 întreg 67 sutimi. În cazul când vom efectua scăderea din 12,85, vom scădea minus 7,4, conform regulei, la descăzut, adică la 12,85, vom aduna opusul scăzătorului. Am obținut că 12,85 trebuie să-l adunăm cu 7 întreg și 4 zecimi. Răspunsul este 20,25. Pentru a mulți două numere zecimale cu același semn, înmulțim modulile numerelor și rezultatului îi se atribuie semnul plus. Deci cunoașteți cu toții regulă. Minus înmulțit cu minus egal cu plus, plus înmulțit cu plus egal plus. De exemplu, minus 7 întreg și 4 zecimi înmulțit cu minus 2 întreg și 11 sutimi, rezultatului se va atribui semnul plus și numerele se înmulțesc. 7,4 înmulțim cu 2 întreg și 11 sutimi, obținem 15 întreg și 614 mii. 7 întreg și 4 are o zecimală, 2 întreg și 11 sutimi, 2 zecimale, deci răspunsul va avea 3 zecimale. Suma zecimalelor numerelor la începutul înmulțirii. Pentru a mulți două numere zecimale cu semne diferite, înmulțim modulile numerelor și rezultatului îi se atribuie semnul minus. Deci, minus 1 întreg și 27 sutimi înmulțit cu 0 întreg și 14 sutimi este egal cu minus produsul numerelor 1,27 și 0 întreg și 14 sutimi. Răspunsul va fi minus 0 întreg și 1778 zecimi de mii. Pentru a împărți două numere zecimale cu același semn, împărțim modulele numerelor și rezultatului îi atribuim semnul plus. Minus împărțit la minus face plus, plus împărțit la plus face plus. Minus 41,58 împărțit la minus 5,4 este egal cu 7 întreg 70. Pentru a împărți două numere zecimale cu semne diferite, se împart modulele numerelor și rezultatului îi atribuim semnul minus. Minus împărțit la plus face minus și plus împărțit la minus face minus. Deci 36 întreg 72 sutimi împărțit la minus 3 întreg și 6 plus împărțit la minus face minus. Deci obținem minus 10 întreg și 2 zecimi. La împărțirea a două numere zecimale, deplasăm virgula la dreapta, atât la de împărțit, cât și la împărțitor, cu atâtea cifre, câte zecimale are împărțitor. Deci 36 întreg 72 sutimi împărțim la 3 întreg și 6 zecimi. La numitor avem numărul 3 întreg și 6 zecimi. Pentru a obține un număr întreg, înmulțim cu 10. Astfel, în loc de 3,6, obținem 36. La fel, înmulțim cu 10 și numărătorul. Atunci obținem 36,72 înmulțit cu 10 este egal cu 367 întreg și 20, supra lui 36. Efectuăm împărțirea numărului zecimal la numărul natural obținut. În urma împărțirii lui 367 întreg și 20 la 36, observați că obținem 10 întreg și 2 zecimi. Deci am efectuat împărțirea la un număr întreg. Pentru a obține acest număr întreg,
am amplificat și numitorul și numărătorul numerelor inițiale cu 10. Puterea numărului rațional cu exponent număr natural. Deci, puterea, ridicarea la putere, este înmulțire repetată. Dacă ridicăm A la puterea N, asta înseamnă că se înmulțește A cu A cu A de N ori, unde N este un număr natural, N nu. Respectiv, 2,3 sau 2 întregi și 30 ridicat la puterea a doua este egal cu 2 întregi și 30 înmulțit cu 2 întregi și 30 și este egal cu 5 întregi și 29 sutimi. Minus 1 întreg și 30 ridicat la puterea a doua este egal cu minus 1,3 înmulțit cu minus 1,3. Minus înmulțit cu minus face plus, deci rezultatul este pozitiv și obținem 1 întreg și 69. Fiți atenți la exercițiile ce urmează. Observați că se repetă același număr, doar că avem situații diferite. În primul caz, minus 0 întreg și 30 îl ridicăm la puterea a doua. În acest caz, minus 0 întreg și 30 se înmulțește cu minus 0 întreg și 30, obținem un rezultat pozitiv, 0 întreg și 900. Dacă ridicăm minus 0 întreg și 30 la puterea a treia, înmulțim minus 0 întreg și 30 de 3 ori, rezultatul va fi un număr negativ. Deci orice număr negativ ridicat la putere pară ne dă un rezultat pozitiv. Dacă un număr negativ îl ridicăm la putere impară, rezultatul va fi negativ. Și în ultimul caz, avem minus 0 întreg și 30 ridicat la puterea a doua. Dar observați unde este semnul minus. Nu este în paranteză, ci este în fața paranteze. În acest caz, se ridică la putere doar 0 întreg și 30, semnul minus rămânând în fața operației de ridicare la putere. Astfel, obținem minus 0 întreg și 30 înmulțit cu 0 întreg și 30, rezultatul fiind minus 0 întreg și 900. Lecția noastră aici a luat sfârșit. Vă mulțumesc pentru atenție. O zi frumoasă!